începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Perfect, ne-a bebe așa să fie. Bună ziua, oameni buni, bună ziua, bună ziua. Vă mulțumim mult de tot că și vineri a fost alături de noi. A fost weekend, sâmbătă, duminică. N-am avut cum să vă mulțumim, dar a fost pe primul loc la audiență. Așa că, oameni buni, datorită dumneavoastră, suntem împreună o echipă de nota. Bravo! Astăzi suntem în 10 septembrie și începem o nouă ediție de 10. Copiii au început școala astăzi și sperăm să fie și ei tot de 10, pentru că toamna se numără bobocii, se culoie groadele, se pun murăturile, pentru cei care au cămară. Se pornește în noi aventuri cu energie, cu zâmbet, asta așa ca după vară plină de vacanțe. Nu vă speriați că începe un nou an de muncă, de studiu, de proiecte, căci la noi, în partea asta de lume, oameni buni, se obișnuiește să luăm pauze lungi și dese, că vreau să vă văd dacă știți, pauzele lungi și dese sunt... Cheia marilor succese, corect. Avem destule sărbători religioase și lumești încât să nu ne temem că vom obosi prea tare, mai ales că guvernul are grijă să lege aceste sărbători de weekenduri. Adică dacă e marți sărbătoare, e clar, e până marțea viitoare, iarăși. Deci e o toamnă cu soare, cu oameni frumoși care sunt gata să-și povestească aventurile din timpul verii, gata să povestească entuziasmați despre noile începuturi. Un început de drum, oameni buni, a fost parafat și de Cosmin Natanticu. Acesta s-a căsătorit și s-a cununat aseară cu aleasa inimii sale, frumoasa Eliza. Nașul mare a fost Bobonete, iar locația a fost una de vis și toată lumea a fost în formă de zile mari. Eu zic să vedeți nunta. Nunta lui Natanticu a compensat prin frumusețe, eleganță și lux toate lipsurile și neajunsurile suferite de el în ferma vedetelor. Actorul și aleasa lui împreună cu nașii Cătălina și Mihai Bobonete au coborât din limuzine îmbrăcați la patroace. Chiar dacă părea sobru îmbrăcat la costum cu mireasa lui Lizzie într-o superbă rochie cu sută manual cu pene și cristale, mirele Natanticu nu a fost deloc altfel decât îl știam, relaxat și cu glumele la el. Cel mai important aici, dacă nu eram eu, făceam un pop. Cineva. Altcineva la fapt de mine. Da. Nașule, măria ta! Boboc, ești boboc! Eram odată, în clasa nouă am fost boboc. Bună ziua! Nașule, o iei în primire. Bună ziua! Ia-ți mireasa. Ia, hai pe mireasa, ce să-ți fac? Ia, mulțumesc! Asta este. Păi de ce-mi ții tu de vreo? Portofelul, da? Da, da. Buletinul și certificatul. Vreau să le am la mine ca să fiu sigur că mă însor. Natan, fii cu ce nume! Doamnelor și doi! Haide să ne calmăm, vă rog eu mult de tot. Și așa mi-a dat. Aveți emoții? Nu. Nu, doamne, că am băut, sunt ok. Eu n-am băut, dar trebuie să beau. Ați băut cafea? Mă aștept un șapou. Gata. Suntem pregătiți? Suntem. Da. Bună ziua și bine ați venit. Să rămână, bine v-am găsit. Ce bine. Vă mulțumim că ați ales primăria noastră pentru acest frumos și fericit eveniment din viața dumneavoastră. Cetățene Natanticu Constantin Cosmin, de bună voie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeana Georgescu Eliza? Da! Cetățeana Georgescu Eliza, de bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanul Natanticu Constantin Cosmin? Da! În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătorit. Are emoții? De ce plângi? De ce plângi, Lizzie? Pare rău? Să fie într-un ceas bun. Mulțumim. Tot binele din lume vi-l doresc. Mulțumim din suflet. Vă rog frumos să vă sărutați soția. Închideți camerele, trimiteți copiii la culcare. Fără rușine de data asta. După cununia civilă, invitații s-au delectat puțin cu o muzică fină la harpă. S-au hidratat elegant cu câte o apă plată cu lămâie și s-au pregătit pentru cununia religioasă. Amin. Dumnezeu, Constantin Cosmin, cu roaba lui Dumnezeu, Eliza, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Eliza, cu
cu robul lui Dumnezeu, Constantin Cosmin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Ce să mai face părinte acum? Mergem și noi să mâncăm? Petrecere frumoasă! După ce Lizia a devenit doamna Natanticu și în fața lui Dumnezeu și cei doi au primit și binecuvântarea divină, toată lumea s-a grăbit să scape de emoții definitiv și s-a dat startul la petrecere. Cosminel, da, este ca și fratele meu, este un om cu un suflet minunat, este un om care așteaptă de mult acest moment și l-a planificat de ceva vreme. Ce l-a oprit, cred că au fost, știu că nu găsea restaurant sau mă bucur că s-a reușit într-un final. Un sfat așa pentru o căsnicie de lungă durată. Taci, că e bine să taci. Ce faceți? Emoționat? Mulțumesc, bine sunt. Am emoțică ca oricare om. Ați lacrimat puțin? Puțin. Puțin. Am încercat să mă abțin, dar n-am reușit. Ce le doriți? Sănătate, fericire și copii. Să le dea Dumnezeu să se iubească cel puțin ca acum. Eu așa le-am urat și le doresc din suflet. Când și cum l-ați cunoscut pe Cosmin? Cum a fost prima întâlnire cu el? Prima întâlnire cu el, bine, eu îl știam și Lizi l-a introdus așa ușor și după aia a avut loc prima vizită și el a plecat cam pe mai multe picioare de la mine, pentru că l-am plăcut și l-am iubit și iubesc așa acum, da. Cum v-am învățat? Ce trebuie să spuneți când vă pune microfonul în casă? 2, 3 și... Casă de piatră! Ce i-am obligat, am făcut repetiția acasă. Ce considerați că vă leagă? Vocea și tălnul. A, scuze, asta era din altceva. Ce ne leagă? Păi nu știu, sentimentele frumoase din punctul meu de vedere, pentru că el chiar a fost alături de mine la greu, când am avut eu niște probleme și acolo și-a arătat într-adevăr adevărata valoare ca om, ca bărbat, nu m-a părăsit când mi-a fost greu. Ce iubești cel mai mult la Lizi? Pe Lizi? Tot ce reprezintă Lizi, tot ce are în sufletul ei. Urmează dansul mâinilor! Gând bun pentru ei, ce le doriți? Băi, am mai zis asta, cred că le doresc să fie sănătoși. Da. În primul rând și în al doilea rând să aibă parte de tot ce au nevoie ca să fie fericit. Un sfat pentru ei ca să aibă o căsnicie de lungă durată. Da. Nu știu. Este cel mai important din punctul vostru? Din punctul meu de ce a fost pentru voi cel mai important? Cred că comunicarea, să comunice, da. Orice ar fi, trebuie, da. Dar atâta timp cât există treaba asta între cei doi, e ok, poți să treci peste multe. Și să aibă umor, să nu-și piardă umorul, indiferent de situație. Umor, da. Pentru că multe par așa, catastrofale, dar
Bine că o să-i spună o glumă și nu mai pare așa catastrofal. Ce faci? Uite, am venit aici la domnul Nathan Ticu. Abia am venit, nu știu. Sper să mă mănânce în țari în pădurea asta. Mireasa frumoasă, mireasa salvează nunta. Că... Și el e... Ce? Băi, reglează un pic șarful așa. Păi, să compară Nathan Ticu cu nevastă. Un sfat pentru o căsnicie de lungă durată și fericită. Ce sfat ei da? Să știi când să taci. Când simți așa un pic că ți începi venele pe aici să palpite, numără până la 10 și respira adânc. Și după aia, ăsta cred că e unul din secrete. Am puține emoții. De noi sau pentru... Toată lume bună aici, toată spuma Bucureștiului, eu sunt mai de la țară, așa. Venit să-i susține. Da, venit să-i susține și chiar să mă distrez. Un prieten drag, un om deosebit și mă bucur când niște tineri și unesc de schinere și se căsătoresc. Eu cu Nathan Ticu suntem ca niște frați, adică am crescut împreună în ceea ce înseamnă cariere. Mă refer aici la stand-up, la impro, la Serviciul Român de Comedie. Am făcut foarte multe lucruri împreună și timpul te leagă, nu? Că despre asta e vorba. Și noi ne bucurăm că suntem alături de ei. Eu cu Lizzie am conectat din prima secundă și sunt foarte bucuroasă că ne-au ales și că le suntem alături. De acum, așa, în calitate de prieten, te-a sunat să zică că e frică de ceva, că are emoții, s-a panicat pentru ziua asta? A fost un pas când am aflat prețul rochiei, dar l-am depășit, ne-am îmbătat și a fost ok. A zis că n-ai emoții nici. Foarte drăguță, Jojo, că și ne știm de ceva timp, Da, vreo 100 de ani, așa. Nu 100 de ani, dar ne știm, gândește câte... Din mezozoic. Câte roluri am avut împreună, da. Câte scenete, și câte... De soț-soție, așa, și soț-soție, mai ales Paul, acum. Nu. Paul, ne auzim după, Paul, vorbim după. Paul a fost și el în acest spectacol. Dar n-a jucat soțul meu. Păi nu-l joacă acasă, adică nu joacă, glumesc. Doamne, îmi spun numai prostii, băi, iertați-mă. Voi nu-ți dai seama așa. Concluzia este că... Tu mai ai emoții la spectacole, dar la nunta ai avut. Să vorbească, mă, că așa-mi fac și mie acasă. Zi, mă, Nata, mă, zi. Cum ascultă cuvintele astea? Să te mulțești ca Rașela. Acum vreau să fac cum reacționezi acum. Vreau să le mulțumesc că sunt alături de mine într-un moment atât de... Na, păi te iubim, mă, te iubim. Vino, Paul, te rog și tu aici, te rog. Mulțumesc mult. Noi vă mulțumim. Casa de piatră. Mulțumim, Doamne ajută. De diamant, că la niciodată nu. Nu, aia se fură repede. Da. Casă de piatră, dragilor, să fiți fericiți, să vă bucurați de o viață frumoasă împreună. Foarte frumos, oameni frumoși și o nuntă senzațională.